Auzi, Iulia, uita să spun, să vorbești puțin mai tare când facem meditație sau, știi? Da, da, ca da. Ca să acoperi zgomotele din jurul meu de pe aici. Aha, că eu ok. Nu te mai aud. Bine, da? Bine. Mersi. Pe cele. Ne așezăm într-o poziție cât mai comodă, spatele drept, umerii jos, deschidem pieptul, privirea în față, închidem ochii și respirăm profund, inspirăm mult pe nas, expirăm pe gură, inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Și încă o dată, inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Mergem cu atenția în centrul pieptului, o lățime de dege spre dreapta, zona de proiecție în planul fizic, a inimii spirituale, a sinelui nostru. Suntem conștienți acum de unitatea ființei noastre din punct de vedere fizic, energetic, psihic, mental și spiritual. Ne deschidem față de tot ceea ce este frumos, adevărat, universal, valabil. Aspecte pe care le regăsim și în propria noastră ființă. Venim acum cu palmele lipite în zona pieptului, degetele mari în scovitura gâtului și din inimă consacrăm această practică, fructele acestei practici, lui Dumnezeu, perceput ca esența ființei noastre. Lăsăm acum ușor mâinile jos, palmele pe coapse, așa, spatele drept, umerii jos, deschidem pieptul. Bun. Și începem încălzirea corpului cu încălzirea zona gâtului și încălzirea capului. Lăsăm bărbia în piept, expirăm. Încet începem rotația capului. În sens orar, sensul acelor de ceasornic. Ușor, nu ne grăbim. Mișcarea cât mai amplă. Dezmulțim bine de tot zona gâtului, puțin zona omoplaților. Și încercăm să menținem umerii cât mai jos. Când ajungem cu bărbia în piept, schimbăm sensul, sensul invers orar sau sensul trigonometric. Respirația curge normal, inspir pe nas, expir tot pe nas. Ușor ne oprim și respirăm profund, inspirăm mult pe nas, expirăm pe gură, inspirăm pe nas, expirăm pe gură și încă o dată inspirăm pe nas,
Expirăm pe gură. Bun. Continuăm cu mișcarea laterală a capului, ca și cum am vrea să atingem urechea, umărul. Închidem ochii. Atenția în centrul frunții, puțin deasupra sprâncenelor. Zona de proiecție în planul fizic a centrului energetic numit Ajna Chakra sau al treilea ochi. Centru ce ține de întreaga activitate mentală. Bun, și ușor ne oprim, respirăm profund, inspirăm mult pe nas, expirăm pe gură, inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Și ultima oară, inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Bun, lăsăm bărbia în piept, expirăm mult. Capul pe spate, inspirăm. Expirăm în față. Inspirăm, capul pe spate. Continuăm în ritm propriu, bărbia în față, capul pe spate. Atenția în centrul gâtului, unde se află zona de proiecție a centrului energetic Vishuddha Chakra, centrul purității. Dacă avem probleme cu glanda tiroidă, care se află în zona gâtului, lăsăm ușor capul pe spate, nu forțăm. Ușor ne oprim. Bun. Lăsăm acum ușor capul spre dreapta, fără să ridicăm umărul drept și cu mâna dreaptă ușor presăm. Capul nu forțăm. Așa. Întindem bine de tot zona stângă a gâtului. Așa. Întindem bine, bine, bine de tot. Ușor revenim. Aducem capul spre stânga acum și ușor, cu mâna stângă, presăm capul încet, nu ne grăbim. Bun, ușor, revenim. Respirăm, inspirăm mult pe nas, expirăm pe gură. Inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Și încă o dată, inspirăm mult pe nas, expirăm pe gură. Bun. Prindem acum umerii. Așa. Și încet facem rotații. Nu ne grăbim, mișcarea cât mai amplă. Să încălzim bine zona omoplaților, zona pieptului, zona claviculară. Așa. Tindem bine, bine. Bun. Și ușor invers. Bun, ușor lăsăm palmele pe coapse să se odihnească, respirăm profund, inspirăm mult pe nas, expirăm pe gură, inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Și ultima oară, inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Bun, aducem acum mâinile pe lângă corp și ridicăm
palmele spre cer, inspirăm, expirăm, coborâm. Inspirăm mult. Expirăm, coborâm. Inspirăm. Expirăm. Inspirăm. Expirăm. Și ultima oară, inspirăm mult. Expirăm. Bun, ușor. Ne oprim și mergem. Schimbăm postura, postura Sukhasana sau stând turcește. Ne așezăm cât mai bine. Așa, putem face eventual un balans, să avem coloana cât mai dreaptă. Așa, bun. Spatele drept, deschidem pieptul, umerii jos. Ridicăm mâna stângă cât mai sus, întindem bine, bine, bine coloana. O aducem în spate și prindem de cot. Așa, întindem bine, bine, bine spatele. Dacă simțim o durere în zona omoplaților, care de obicei este cea mai tensionată zona spatelui, ne oprim, lăsăm brațele jos. Nu forțăm corpul. În timp el se va detensiona. Așa. Bun. Și ușor lăsăm mâinile jos. Respirăm profund, inspirăm mult pe nas. Expirăm pe gură. Inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Bun, ridicăm acum mâna dreaptă, sus, sus, sus de tot. O aducem în spate și prindem de cot. Așa. Respirăm, inspirăm, expirăm. Bun, ușor, lăsăm mâinile jos. Bun, o să facem și câteva răsuciri, tot pe respirație. Inspirăm, expirăm, ne uităm peste umărul stâng. Revenim în față, inspirăm, expirăm, ne uităm peste umărul drept. Inspirăm în față, expirăm, umărul stâng. Inspirăm în față, expirăm umărul drept. Inspirăm în față, expirăm umărul stâng. Inspirăm în față, expirăm umărul drept. Și ușor revenim. Bun, spatele drept. Acum, ușor o să ne aplecăm spre stânga. Punem mai întâi palma de la mâna stângă pe podea. Ne uităm, palma să fie pe aceeași linie aproximativ cu genunchiul. Așa, nu mergem în spate, că o să ne cădem pe o parte, nici în față, să fim aliniate. Așa. Și ușor presăm pe podea. Bun. Ridicăm acum și mâna, ridicăm mâna dreaptă, palma întinsă și ne uităm la palmă. Întindem bine zona dreaptă a trunchiului. Bun, ușor revenim. Înainte să mergem pe partea cealaltă, respirăm profund. Inspirăm. Expirăm. Inspirăm. Expirăm. Bun. Ne pregătim, mergem pe partea dreaptă. Punem mai întâi palma de la mâna dreaptă pe podea. Ne uităm să fie pe aceeași linie cu genunchiul. Ne lăsăm ușor pe ea.
Ridicăm mâna stângă sus, palma întinsă și ne uităm la palmă. Întindem bine de tot zona stângă a trunchiului. Întindem bine, 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 bine. Bun, și ușor revenim. Aducem tălpile în față și de data asta, pentru postura fluturașului, aducem mâinile în spate și putem eventual cu vârful degetelor să împingem puțin ca să îndreptăm mai bine spatele. Tălpile sunt lipite și ușor dăm din aripioare. Nu forțăm zona bazinului, nu forțăm zona pelviană, ușor de tot. Așa. Dacă simțim vreo durere, ne oprim. Spatele drept. Bun. Și ușor ne oprim, întindem picioarele. Așa. Și aducem degetele mari de la picioare să se apropie. Ne lăsăm pe palme și ne odihnim aici. Respirăm, expirăm, inspirăm, expirăm. Bun. Apropiem acum picioarele. Bun. Și pe respirație. Inspirăm, aducem degetele de la picioare spre noi. Expirăm spre pământ. Inspirăm spre noi. Expirăm spre pământ. Inspirăm spre noi. Expirăm spre pământ. Inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm. Și ultima oară, inspirăm, expirăm. Bun, ușor ne oprim, apropiem picioarele și facem rotația. Încălzim bine, bine de tot zona gleznelor. Și invers. Bun. Și ușor ne oprim. Venim iar în postul, în stând turcește, spatele drept. Și o să facem respirația abdominală. Este respirația care ar trebui noi să respirăm normal, dar acum, în funcție de starea noastră, respirația se schimbă. De exemplu, dacă suntem într-o stare de panică sau foarte stresați, nu respirăm abdominal, respirăm în zona claviculară. Și atunci este o respirație superficială care nu oxigenează bine creierul, în primul rând. Bun. Acum, punem palma de la mâna stângă pe piept și palma de la mâna dreaptă pe burtică. Bun. Inspirăm mult, tragem mult aer pe nas. Și o să simțim cum se umflă burtica. Expirăm, scoatem aerul și burtica revine la normal. Inspirăm mult. Expirăm, inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm,
Și ultima oară, inspirăm. Expirăm. Bun, ușor. Ne oprim. Și ne mutăm în postura pisicuței. Așa. Ne uităm, palmele să fie sub umeri, genunchii ușor depărtați și stăm pe glezne. Așa. Și o să începem cu expirația. Expirăm, ne uităm spre buric. Inspirăm, ne uităm spre tavan. Expirăm la buric. Inspirăm spre tavan sau centru frunții. Expirăm. Inspirăm. Expirăm. Inspirăm. Expirăm. Inspirăm. Și ultima oară. Expirăm. Inspirăm. Bun, venim în postura copilului și ne odihnim. Depărtăm genunchii. Și venim în față, ne întindem bine, bine, bine de tot. Și ne așezăm aici pe ureche sau pe frunte. Și ne odihnim. Bun, ușor revenim, încet, nu ne grăbim. Mergem tot în postura pisicuței. Palmele sub umeri, genunchii ușor depărtați la nivelul bazinului. Picioarele pe glezne. Așa, bun. Acum, o să aducem mâna stângă sub mâna dreaptă și ne așezăm cu urechea pe podea. Punem și antebrațul de la mâna dreaptă pe podea. Palma de la mâna stângă orientată spre tavan. Palma de la mâna dreaptă orientată spre podea. Și rămânem aici. Bun, ușor revenim, încet, nu ne grăbim. Înainte să facem pe partea cealaltă, ne uităm la palme să fie sub umeri, genunchii ușor depărtați. Bun. Și acum aducem mâna dreaptă sub mâna stângă și ne așezăm cu urechea pe podea. Antebrațul de la mâna stângă și el pe podea se odihnește. Palma de la mâna dreaptă, orientat spre cer. Palma de la mâna stângă, orientată spre pământ. Și ușor revenim, încet. Bun, mergem tot în postura pisicuței și o să continuăm cu postura tigrului, braț și picior opus. Așa, bun. Întindem mâna stângă, piciorul drept. Palma întinsă, ne uităm spre vârful degetelor. Și inspirăm, inspir, expir, aducem cotul la genunchi, palma întinsă, ne uităm la palmă, inspirăm, întindem, expirăm, cotul la genunchi, palma întinsă,
Inspirăm, întindem. Expirăm, cotul la genunchi. Și ultima oară, inspirăm, expirăm. Ne oprim, venim în postura copilului. Depărtăm genunchii și venim în față cu brațele. Aici mai avem o variantă să punem mâinile pe lângă corp, palmele spre cer. Vedem cum ne simțim mai bine. Ușor revenim, încet. Ne grăbim, treptat. Și înainte să facem pe partea cealaltă, ne uităm, palmele să fie sub umeri, brațele drepte, genunchii ușor depărtați la nivelul bazinului și picioarele stau pe glezne. Bun. Acum o să întindem brațul drept, piciorul stâng, palma întinsă, ne uităm la vârful degetelor. Inspirăm. Expirăm, cotul la genunchi, palma întinsă, ne uităm la palmă. Inspirăm, întindem. Expirăm, cotul la genunchi. Inspirăm, întindem. Expirăm, cotul la genunchi. Inspirăm, întindem. Expirăm, cotul la genunchi. Și ultima oară. Inspirăm, întindem. Cotul la genunchi. Depărtăm genunchii. Așa. Și ne odihnim. Tindem bine, bine, bine. Și rămânem aici câteva clipe. Ușor revenim, încet, treptat, gradat, nu ne grăbim. Așa. Bun. Și încet o să ne ridicăm în picioare. Așa. Venim la capătul salteluței, tălpile paralele la nivelul bazinului, umeri jos, spatele drept. Așa. Bun. Deschidem pieptul. Inspirăm, ridicăm palmele spre cer. Brațele spre cer. Expirăm, coborâm. Și aici ne îndoim picioarele. Încercăm să ajungem cu palmele pe salteluță. Îndoim atât cât este nevoie și eventual și mai îndepărtăm picioarele. Și stăm aici, lăsăm capul să atârne greu. Respirăm. Prindem acum brațele și întindem și mai mult spatele. Capul atârnă greu. Lăsăm iar palmele pe podea. Și de aici ușor mergem în
postura, câinele cu fața în jos, picioarele în spate, întindem bine, brațele, picioarele, ne uităm spre buric. Capul atârnă greu. Și acum aducem piciorul stâng în față, piciorul drept rămâne în spate. Ne uităm la piciorul stâng este îndoit și ne uităm genunchiul să fie pe aceeași linie cu călcâiul. Iar piciorul drept este întins. Talpa de la piciorul drept este perpendiculară cu talpa de la piciorul stâng. Așa. Bun. Mergi. Ne uităm acum spre stânga. Ne întoarcem. Brațele spre cer, palmele orientate față în față. Postura războinicului, varianta 1. Ne întoarcem. Brațele paralele, palmele orientate spre pământ. Ne uităm la piciorul stâng, genunchiul să fie pe aceeași linie cu călcâiul, nu mergem mai în față, nu mergem mai în spate. Așa. Și avem postura războinicului, varianta a doua. Respirăm, inspir, expir. Ne lăsăm ușor spre dreapta, brațul stâng sus. Palma de la mâna dreaptă nu se sprijină pe piciorul drept, doar ne aplecăm. Postura războinicului, varianta a treia. Ne uităm în față. Ușor revenim, palmele orientate spre pământ. Respirăm, inspir, expir. Bun, ușor ne lăsăm pe piciorul stâng, brațul drept sus și ne uităm spre vârful degetelor. Respirăm. Bun. Acum doar dacă ne permite corpul, nu forțăm, ușor lăsăm mâna stângă jos, pe palma pe podea și ne uităm spre braț, sub drept. Ușor aducem mâna dreaptă jos, palmele pe salteluță și punem piciorul drept pe salteluță, pe vârf și genunchi. Ne uităm palmele să fie paralele pe aceeași linie cu talpa piciorului stâng. Și ne uităm în față. Respirăm. Bun. Acum încet aducem piciorul stâng în spate și venim iar în postura câinelui cu fața în jos, ne uităm spre buric. Și ridicăm piciorul drept cât putem de mult. Îl lăsăm puțin spre stânga și încercăm să vedem călcâiul pe sub mâna stângă. Așa. Indem bine, bine, bine. Aducem acum piciorul drept sub noi. Postura porumbelului. Piciorul stâng este întins pe gleznă. Așa. Brațele drepte. Putem împinge cu vârful degetelor de la mână. Și ne uităm în față, eventual ne uităm spre tavan, dar nu forțăm.
Expirăm. Întindem bine, bine, bine spatele. Și ușor lăsăm antebrațele pe podea. Prindem palmele. Și fruntea se odihnește pe palme. Bun, ușor revenim, încet, treptat. Așa. Mergem iar în postura câinele cu fața în jos. O să mă întorc să vă vedeți mai bine. Așa. Întindem bine brațele, picioarele, ne uităm spre buric. Aducem acum piciorul drept în față, piciorul stâng rămâne în spate. Așa. Piciorul stâng este întins, talpa de la piciorul stâng este perpendiculară pe talpa de la piciorul drept. Bun. Ne uităm. Așa. Ne uităm genunchiul. Genunchiul de la piciorul drept să fie pe aceeași linie cu genunchiul de la piciorul stâng. Cu călcâiul de la piciorul stâng, de la piciorul drept. Am o întrebare, am făcut pe partea cealaltă, nu? Așa. Pe piciorul drept. Gata, am revenit. Aveam impresia că am făcut pe același picior. Bun. Mergem, ne uităm spre dreapta și ridicăm brațele spre cer. Palmele orientate față în față. Respirăm. Ușor ne întoarcem. Așa. Ne uităm genunchiul de la piciorul drept să fie pe aceeași linie cu călcâiul. Așa. Brațele întinse, palmele orientate spre pământ. Respirăm. Bun, ne lăsăm acum ușor spre stânga. Brațul drept sus, palma de la mâna stângă nu se sprijină pe piciorul stâng. Respirăm. Ușor revenim. Palmele orientate spre pământ. Respirăm. Și acum ne lăsăm pe piciorul drept, brațul stâng sus, ne uităm la vârful degetelor. Respirăm. Și dacă se poate, coborâm cu palma pe podea, palma paralelă cu talpa piciorului drept. Ridicăm brațul stâng sus și ne uităm la vârful degetelor. Lăsăm acum palma jos. Piciorul stâng îl lăsăm pe podea, pe vârf și pe genunchi.
Palmele sunt paralele, paralele între ele, paralele și cu talpa piciorului drept și ne uităm în față, brațele întinse. Bun, ușor aducem piciorul drept în spate, întindem postura câinele cu fața în jos, ne uităm spre buric, întindem brațele, întindem picioare. Ridicăm acum piciorul stâng sus și lăsăm ușor spre dreapta. Ne uităm pe sub mâna dreaptă. Încercăm să vedem călcâiul atât cât se poate. Întindem bine, bine, bine. Aducem acum piciorul stâng sub noi. Postura porumbelului, piciorul drept este întins pe gleznă. Mâinile sunt în față, brațele sunt întinse, ne putem așeza pe vârful degetelor și întindem bine, bine, bine spatele. Respirăm. Și ușor lăsăm antebrațele pe podea, prindem palmele și așezăm fruntea pe palme. Ușor revenim și mergem în postura Balasana sau cum o știm noi de la genoflexiuni. Prindem palmele și împingem cu coatele genunchii. Întindem bine, bine spatele, privirea în față. Îndreptăm bine, bine de tot spatele. Închidem ochii. Stăm aici câteva respirații. Urmărim cum intră aerul pe nari și cum iese tot pe nari. Bun, ușor revenim. Palmele prin pe podea. Încet. Ne grăbim. Așa. Și ne așezăm pe sateluță cu totul, ne pregătim de relaxare. Așa. Ne așezăm cu totul pe salteluță. Să văd cum să se audă mai bine. Închidem ochii. Picioarele drepte, ușor depărtate,
mâinile pe lângă corp, depărtate, palmele orientate spre tavan, zona lombară cât mai aproape de podea. Vom relaxa corpul la nivel fizic, la nivel psihic, la nivel mental. Vom relaxa corpul gradat, ușor, segment cu segment, de jos în sus. Este ca și cum am plimba privirea interioară de-a lungul corpului, din tălpi până în creștetul capului. La nivelul segmentelor relaxate putem simți o ușoară încălzire, poate ușoare vibrații. Începem relaxarea, cu relaxarea piciorului stâng. Relaxăm degetele de la piciorul stâng, unul câte unul. Relaxăm talpa piciorului stâng. Relaxăm glezna. Relaxăm gamba de jos în sus, musculatura gambei. Relaxăm genunchiul. Relaxăm coapsa de jos în sus, musculatura coapsei. Tot piciorul stâng s-a relaxat. Relaxăm piciorul drept. Degetele de la piciorul drept, unul câte unul. Relaxăm talpa piciorului drept. Glezna de jur împrejur. Relaxăm gamba de jos în sus, musculatura gambei. Relaxăm genunchiul. Relaxăm coapsa de jos în sus, musculatura coapsei. Tot piciorul drept s-a relaxat. Este greu, moale, aproape de salteluță. Picioarele sunt relaxate. Relaxăm acum brațele de jos în sus, ușor, segment cu segment. Relaxăm brațul stâng. Degetele de la mâna stângă unul câte unul. Relaxăm palma, dosul palmei. Relaxăm încheietura mâinii stângi. Antebrațul de jos în sus. Relaxăm cotul. Brațul superior de jos în sus. Relaxăm umărul. Tot brațul stâng s-a relaxat. Se greu, moale, aproape de salteluță. Relaxăm brațul drept.
degetele de la mâna dreaptă, câte un palma, dosul palmei. Încheietura mâinii drepte, antebrațul de jos în sus, relaxăm cotul, brațul superior, relaxăm umărul, brațul drept este relaxat, moale, mulțim brațele, parcă mai aproape de salteluță. Relaxăm trunchiul, relaxăm bazinul, mușchii fesieri, relaxăm zona lombară, spatele, mușchii spatele. Relaxăm zona omoplaților, o detensionăm, o eliberăm de griji, de frici. Relaxăm zona pelviană, mușchii sexuali. Relaxăm zona abdominală, organele interne din zona abdominală. Relaxăm pieptul, zona claviculară. Tot trunchiul s-a relaxat. Relaxăm gâtul de jur împrejur. Relaxăm capul, relaxăm ceafa, relaxăm zona facială, relaxăm vorbia, gura, limba, maxilarele. Relaxăm obrajii. Relaxăm ochii, globii oculari, gloapele. Relaxăm tâmplele, fruntea, pielea capului. Relaxăm creștetul capului. Tot corpul s-a relaxat, l-am eliberat de tensiuni, de griji, de frici, energii care nu ne sunt de folos. Suntem deschiși acum față de toate energiile bune, binefăcătoare, pe care le captăm în flux continuu, în corpul nostru. Astfel, fiecare celulă este vitalizată, regenerată, vindecată. Ne deschidem față de toate ființele din univers și față de noi înșine, cu bunătate. Cu înțelegere. Cu iubire. Cu iertare.
Ușor revenim, rămânem cu ochii închiși. Mișcăm degetele la mâini, degetele de la picioare. Și ne așezăm pe o parte, ca și cum am vrea să ne trezim dintr-un somn lung, odihnitor. Rămânem cu ochii închiși. Ne luăm câteva clipe. Ne bucurăm de această practică, de fructele acestei practici. Când ne simțim pregătite, ne ridicăm, împingând în brațe. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumesc! Și eu mulțumesc! Salut, Maranduca! Cum vă simțiți? Relaxat!